Mă deranja faptul că nu reacționa, îl strigam foarte tare, nu se întorcea. Trânteam ușa, nu avea niciun fel de reacție. Știu eu, sunete foarte puternice și nu avea niciun fel de reacție. Și am strâns banii mei, că am considerat că e mai bine așa. Am strâns banii mei și mi-am făcut singură programare, am căutat pe internet o clinică privată, Medsana, din Ploiești. Mi-am făcut programare la doctorul Bălănescu și mi-a spus în urma controlului că urechea internă e modificată. Și mi-a dat numărul de telefon al doctorului Tudor să-mi fac o programare. Și pe 4 decembrie am venit aici. Copilul a fost diagnosticat în urmă cu un an de zile la clinica urechii cu o hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală. Prin metode de electrofiziologie, potențiale evocate cu tone click, burst, potențiale cu modulații în amplitudine și frecvență, inclusiv cu audiogramă tonală, încălzire, contărire vizuală. Când am aflat că este hipoacuzic, că ar fi cele două șanse, respectiv proteza, implantul, am ajuns acasă, primul lucru care l-am făcut, cred că nici nu ne-am dezbrăcat nici nu ne-am dezbrăcat de haine, am intrat direct pe internet și am stat, cred că toată noaptea respectivă, am ajuns acasă undeva pe la ora 4, deci de când am ajuns acasă până dimineață am citit tot ce am găsit despre implant, proteză auditivă, recuperare, toate cele. Detalii ne-a dat, bineînțeles, și domnul doctor Tudor, că fiind specialist, el ne-a spus ce, din punctul dumnealui de vedere, pe internet sunt toate, nu sunt detaliate, dar una este când citești undeva, alta este când vorbești cu un medic specialist și îți spune foarte clar pașii pe care îi ai de făcut și ce implică, riscuri, avantaje și toate cele. Mi-au făcut un test și mi-au spus că are hipoacuzie profundă bilaterală și ne-au spus care ar fi alternativele, respectiv implant auditiv și proteză auditivă. Ne-a spus de asemenea că trebuie mai întâi copilul să poarte cel puțin 3-6 luni proteza și în funcție de rezultate, dacă nu dă rezultate, să îl implantăm. Am dat în aceeași zi comandă de aparatele auditive. După 2 săptămâni ne-au venit, le-am pus, le-a suportat fără niciun fel de problemă. El a fost protezat timp de 7 luni de zile, bilateral, cu o proteză pentru pierdere de auz profundă bilaterală. În această perioadă el a fost urmărit din punct de vedere logopedic lunar, s-a întocmit rapoarte lunare pentru achiziționarea limbajului, iar la finalul celor 7 luni de zile s-a făcut o reevaluare. A fost diagnosticat cu hipoacuzie profundă bilaterală pe ambele urechi, cu o pierdere de 90 de decibeli pe ambele. Și cu proteza auditivă a câștigat 40 de decibeli în câmp liber cu proteză. Și era mult prea puțin și singura posibilitate să ajungă la un auz normal era implantul. Echipa complexă formată al clinicii urechii, formată dintr-un cofochirurg specializat pentru operații de cofochirurgie de implant coclear, doctorul David Lucian, un audiolog specializat subsemnatul și un logoped specializat în țară și în străinătate, chiar specializată de firma Medel la Innsbruck, pentru logopedia specială de implant coclear. S-a întrunit echipa și s-a hotărât că este nevoie de acest implant coclear. Am aflat în decembrie de campanie
ne-a spus domnul doctor Tudor, pentru că a avut rezultate atât de bune cu logopedul și așa, a spus că a hotărât să fie primul copil implantat și ieri, pe 13 aprilie, am reușit să-l implantăm. Și astăzi e prima zi după intervenții. Așa arătăm noi după intervenții. Adică vesel, bine dispus, jucăuși. Așa cum suntem de obicei. Andrei este primul meu copil. L-am născut la 21 de ani. Mi l-am dorit enorm de mult, cu toate că tatăl meu spunea că sunt foarte mică și că ar trebui să mai aștept. Dar mi l-am dorit și am hotărât cu soțul meu să îl facem. Mai am o fetiță de un an și 3 luni în prezent, cu o diferență de 2 ani între cei doi. Și ea este perfect sănătoasă. Clar. Andrei e fascinat de modul în care ea vorbește, sunetele, cântă ea, la la la, și el pică pe gânduri și se uită așa la ea. E așa cum e el, e minunat că are grijă de ea. Se poartă frumos și mi se pare că nu e ca ceilalți copii. Deocamdată începem cu logopedie. După ce se activează luna următoare implantul, o să începem cu logopedie aici la București, cu doamna Gabriela, care este audiolog specializat pentru copiii cu implant. Și vrem să fie cât mai normal, cât mai să îl punem în contact cu copii, cu lume. Grădinița, eu zic că e primul pas să fie cât mai ok. În decembrie, când ni s-a pomenit de campanie, de campania care implantează cei 3 copii, ni s-au dat filme despre asociația de copii cu hipoacuzie, despre taberele care se organizează, despre medicii implicați, logopezi, copii. Am fost implantați la clinica CME Unirea București și la Arcul de Triumf și o clinică deosebită, condiții excelente, oameni excelenți, profesioniști, care ne-au sprijinit moral, mai ales moral, care a fost mai mult decât important, financiar. Intervenția chirurgicală s-a efectuat pe data de 13, luna aceasta, la clinica Arcul de Triumf al Complexului de Spitale Regina Maria, în care cu echipa de la clinica urechii, de cofochirurgul doctorul David, prezența obligatorie a celui care face reglajul intraoperator și postoperator al implantului coclear, inginerul Stanciu Anton, de la Catedra Facultății Politehnice Timișoara. Operația a durat 3 ore. A fost o operație puțin mai dificilă pentru că intraoperator, prin frezare, a fost o sângerare puțin mai abundentă, dar introducerea în final al port de electrodului din la bază la apexul cochlei a fost un succes. Medicul chirurg care s-a ocupat de Andrei a fost doctorul David Lucian, un medic excepțional. Excepțional. Și echipă de medici de la Grigore Alexandrescu, împreună cu cei de la clinica urechii și de la Centrul Medical Unirea, asistenți,
din centru medical care după implant s-au comportat ireproșabil? Imediat după operație s-a făcut o primă evaluare telemetrică să vadă dacă electrozii sunt poziționați corect și răspund la pulsuri electrice, ceea ce a răspuns. Ceea ce este foarte benefic pentru așa ceva este că impedanța electrozilor pe toate frecvențele, pornind de la 250 până la 1000 de Hz, a fost cu o impedanță foarte mică, sub 3, ceea ce contează foarte mult pentru activarea postoperatorie a implantului coclear. Implantul este unul foarte bun, este cel mai bun, cel mai nou, de la firma Medel, Austria, și este Concerto, și suntem siguri că e cel mai bun, cel mai performant și că o să aibă cele mai bune rezultate dintre toate implanturile făcute până acum. Concerto este un implant cochlear de ultimă generație. Cu siguranță în acest moment este cel mai modern din lume. Continuă linia începută de implanturile cochleare Pulsar și Sonata, având aceeași funcționalitate, dar prezentându-se într-un ambalaj ușor diferit. Mai precis, este vorba de o carcasă de titan care adăpostește receptorul electronic, un dispozitiv extrem de fiabil care duce mai departe fiabilitatea deosebită a produselor Medel, deja bine cunoscută de acum, în atâtea zeci de mii de exemplare. Iar ceea ce este de remarcat ca premieră în România, de fapt două premiere notabile, aș spune eu, este faptul că a fost implantat pentru prima oară în țară, astăzi, 13 aprilie 2011, la Centrul Medical Unirea, de către domnul doctor Lucian David, asistat de domnul doctor Adrian Tudor. Și a doua premieră este faptul că a fost un prim implant operat în regim privat. Ce înseamnă pentru pacient un implant cochlear din seria Concerto? Am spus, funcțional este același ca și Sonata sau ca Pulsar. Este amprenta pe care o lasă la locul implantării. Deci pe osul mastoid lasă o amprentă foarte mică, este cea mai mică carcasă de titan produsă de Medel. Antena este în afara carcasei, se emulează pe osul mastoid. Din punct de vedere chirurgical, chirurgul este ajutat datorită faptului că nu trebuie să frezeze o suprafață mare. Mai mult, varianta cu pini aproape că nu necesită frezarea patului implantului, ci ajunge să se frezeze cele două mici orificii pentru fixarea pinilor. Țesuturile vindecate urmând a face restul. Asta îl face, ranforsarea portelectrodului la ieșirea din receptor îl face extraordinar de indicat în cazul copiilor care, după cum se știe, sunt plini de energie, sunt uneori zvăpăiați, agitați, dornici de joacă. Lipsa instinctului de conservare îi face să se angajeze de multe ori în situații cu potențial riscant pentru implant. Desigur că rata de supraviețuire a implantului e devreme să spunem acum, dar așteptăm să o vedem îmbunătățindu-se chiar și mai mult față de valorile superioare cu care Medel ne-a obișnuit. Ce aduce în plus? În primul rând, faptul că are 24 de surse independente de curent pentru a excita fiecare electrod în parte. Creșterea numărului de electrozi peste 8 nu aduce îmbunătățiri notabile, după cum arată toate studiile importante de pe plan mondial. În schimb, s-a preferat organizarea lor pe 12 canale logice. Deja sunt cu 50% mai mult decât strictul necesar. Sursele independente de curent permit stimularea paralelă. Acest lucru a mai fost experimentat pe lume, dar nimeni nu a reușit până acum să compenseze prin algoritmi logici interacțiunea care apare între canale. S-a reușit într-o măsură notabilă acest lucru, iar acum stimularea cochleei făcându-se în mod paralel, avem două beneficii importante. 1. Prezentarea cochleei a informației temporale. Putem stimula structurile nervoase ale cochleei atunci când ele apar în mediu. Bineînțeles, cu mică întârziere dată de calcul. Mediul devine semnalul comun de sincronizare, iar în cazul implantării bilaterale, cele două implanturi vor funcționa sincron, prezentând informația temporală, creierul va fi capabil de auz binaural, ceea ce stereofonic pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul, ceea ce permite identificarea exactă a sursei de unde sosește sunetul.
Datorită stimulării paralele și algoritmilor de compensare a interacțiunii dintre canale, ceea ce rezultă este un sunet mult mai plin de nuanțe, mult mai plin de informație, din care creierul, bineînțeles în urma unei curbe de învățare, va fi capabil să discrimineze mult mai bine între sunete apropiate. Înțelegerea vorbirii în condiții de zgomot este imbatabilă. Nici o altă firmă nu se apropie nici măcar la mare distanță de aceste rezultate care se pot obține cu ajutorul implanturilor Medel și a procesoarelor din familia Opus. Studiile făcute în universități independente mari, cum ar fi la Hanovra sau la Manchester, au demonstrat un lucru aproape de neimaginat, și anume că este posibilă înțelegerea vorbirii în condiții de zgomot cu energie mai mare decât a semnalului, adică raport semnal-zgomot negativ, exprimat în decibeli. Acest lucru este extrem de important. Nimeni nu s-a apropiat nici măcar pe departe de aceste performanțe. Ori, înțelegerea vorbirii în condiții de cabinet fonic este un caz extrem de particular. Cazul real este cel în care te afli în medii zgomotoase, pe stradă, în medii populate, în săli cu mulți oameni, unde vorbitorii stau și la distanță mică și la distanță mare. Acestea sunt mediile, și în special zgomotul roz este cel care ne împiedică cel mai tare să înțelegem, adică vocile altor oameni atunci când urmărim un anumit interlocutor. Superioritatea sistemelor de implant cochlear Medel din familia Maestro este imbatabilă. Pe Ana Maria am cunoscut-o tot pe internet. Mi s-a părut fascinantă. Mămica ei a filmat-o acasă în particular și a postat filmulețele pe internet. Nu mi-a venit să cred. Am spus că nu e posibil ca fetița respectivă să fie un copil cu implant auditiv. Nu se poate ca copilul respectiv să fie fost hipoacuzic vreodată. Am avut plăcerea și onoarea să-i cunosc și mămica și pe ea de Crăciun, când am fost invitați la clinica Urechi, să vedem copii cu implant, vedem copii cu proteze auditive și am rămas fascinat. Cred că toți cei prezenți de acolo. M-am descoperit că știe chiar și limba engleză și foarte bine vorbită. Și am spus tuturor celor care m-au întrebat ce părere am, cum a fost întâlnirea de la clinica Urechii. Și le-am spus tuturor că nu vine să cred cât de bine poate să vorbească un copil care este implantat auditiv, cu recuperare și, bineînțeles, ce pașii care urmează după implant. Incredibil. Le-am spus tuturor, măi, dacă unui copil, cel puțin Anei, dacă nu i-aș fi văzut procesorul, eu aș fi spus, nu e posibil, copilul ăsta nu are nicio problemă. Mi-aș dori ca Andrei pe viitor să fie în aceeași situație ca Anei, să vorbească la fel de bine, să se recupereze la fel de bine și să avem toate reușitele pe care le are și ea, dacă nu aceleași, poate chiar mai bune. Să fie mult mai rapid decât ea. Chiar dacă ea a fost implantată mult mai devreme, la o vârstă mult mai mică, sperăm să o ajungem din urmă. Să fim pe val.